Bugetul alocat pentru acest an în cazul programului Rabla Classic se situează la 180 de milioane de lei, iar cel pentru Rabla Plus la 45 de milioane de lei. Deja sute de persoane au depus solicitări pentru a-și radia mașinile și pentru a-și cumpăra unele noi. Da, de la începerea acestui program, aproximativ 350 de persoane s-au prezentat în vederea radierii autovehiculelor în scopul beneficierii de programul Rabla. Noutatea în acest program este că persoanele care vor să acceseze finanțare prin Rabla Plus și au acasă o mașină mai veche de 8 ani nu trebuie neapărat să o caseze. Ei pot merge direct la dealer și să solicite subvenția de 10.000 de euro. În schimb, cetățenii care au acasă o mașină mai veche de 8 ani și vor să o caseze pot adăuga la cei 10.000 de euro încă 6.500 de lei obținuți din casare.